arată și numele, inversiunea polarității înseamnă că polul magnetic nord al Pământului devine polul sud și viceversa. Deși teoretic fenomenul pare ușor de explicat, în practică el aduce cu sine o mare controversă, în special în rândul fizicienilor. Unii oameni de știință au speculat ciudățeniile naturii și nenumăratele dezastre din aer și l-au pus pe seama acestui fenomen. Perspectiva lor în cazul inversiunii este următoarea. GPS-urile avioanelor nu vor mai funcționa corect, păsările migratoare vor fi bulversate și nu-și vor mai găsi drumul înapoi, iar clima va fi complet dată peste cap. Poate cel mai grav lucru pentru pământeni este că în momentul inversării polilor, scutul magnetic din jurul Pământului dispare pentru un timp suficient cât să ne lase complet descoperiți în fața radiațiilor cosmice. În contrapartidă, există fizicieni care consideră că subiectul este greșit abordat și că dacă acest proces ar fi real, el s-ar produce în mii de ani și nu instantaneu. În niciun caz nu se pot face predicții, spun aceștia din urmă. În plus, polii se deplasează constant cu un grad sau două fără a avea consecințe catastrofale. S-a întâmplat de pildă la aeroportul din Florida, Statele Unite. Pista a fost reorientată după ce s-a constatat că polul nord magnetic s-a deplasat spre Rusia.